Sănătate, prieteni! E bun Dumnezeu cu noi! Pot să spun lucrul acesta în repetate rânduri, pentru că am văzut mâna Lui cum ne-a binecuvântat și ne-a ajutat. Am venit de la cules de ciuperci și o frumusețe, o pradă pe cinste. Îmi plac ciupercile, le mănânc cu mare bucurie, dar să le găsesc, să umblu prin păduri după ele, este o experiență mult mai frumoasă, mult mai provocatoare. Probabil toți din familie suntem împătimiți să mergem să găsim care, cum reușim un pic de timp liber, fugim în păduri când este perioada și găsim ciuperci. Au dat ceva ploi și suntem recunoscători lui Dumnezeu și m-am dus așa într-o recreere astăzi. Suntem la mijlocul lunii iunie. Și am găsit câțiva hribi, câțiva vinecior, dar mai ales gălbiori. Mai mult de jumătate din găleata aceasta mare, o găleată de 16 litri, este plină cu gălbiori. Și uitați ce exemplare pe cinste, sănătoase, curate, fără viermi. Observați, gălbiorul galben, moale, are și uneori poate să fie un pic mai albicios sus sau poate să fie destul de galben în funcție de expunerea la soare, are lamele, tot așa galben deschis, face vier mult mai rar decât celelalte ciuperci, sunt frumoase, sunt proaspete, priviți ce exemplare grozave. O frumusețe, o frumusețe. Mulți le consideră, chiar și denumirea latină este deliciosum, adică o ciupercă bună, delicioasă, cărnoasă, crocantă. Se poate pregăti în fel și chip, bineînțeles, după dorință, aici în mană cerească. Exact așa cum spune în Biblie, cu poporul Israel, este raportat pentru cine vrea să citească în Exodul 16, că găseau mană pe câmp, hrană pe care o adunau, aceasta e hrană de la Dumnezeu. E avantajul de a sta în mijlocul pădurilor, în mijlocul naturii, pe lângă aer curat, pe lângă liniște, pe lângă multe alte binecuvântări, peisaje splendide, ne dă Dumnezeu și ciuperci. Ciuperci bune pe care le putem pregăti, consuma, le putem băga la zacuscă, le putem băga la lada frigorifică ca să le scoatem iarna când nu mai sunt ciuperci de cules. Ciuperci nu cu chimicale produse, cum sunt cele în hale în care se tot stropesc ca să nu se îmbolnăvească. Sunt ciuperci ieșite așa cum Dumnezeu le-a plantat și le-a rânduit. Trebuie să le recunoști, bineînțeles, chiar vă indic lucrul acesta, să puneți mâna, să studiați cărți, să mai urmăriți filmulețe, să mai întrebați oameni care au experiență. Dacă aveți dubii și nu cunoașteți ceva, mai bine nu culegeți. Dar în curând o să vă împrieteniți cu ele, mai ales dacă mergeți mai des, o să începeți să descoperiți noi și noi specii de ciuperci, o să aveți preferatele dumneavoastră. Desigur, veți recunoaște perioadele în care cresc, veți începe să cunoașteți de asemenea locurile unde se dezvoltă, au și ele locurile lor propice, prielnice, unde ies mai multe. Mulțumim lui Dumnezeu că unde locuiesc ne-am bucurat de multe ciuperci, am tot cules pe parcursul anilor ciuperci de care ne-am bucurat. A fost o binecuvântare pentru noi și în același timp este un plus de proprietăți fantastice. Ciubercile încă nu sunt investigate foarte bine, dar multe dintre ele au proprietăți chiar rare, mai ales pentru imunitate, dar și alte proprietăți și nutrienți foarte valoroși pentru organism. Succes în căutat de ciuperci și bucurii pentru că cei care pleacă prin păduri cu siguranță au simțământul acesta unei bucurii cu totul speciale când încep să găsească ciuperci. Mulțumesc, Domnule, și vă doresc o zi binecuvântată!